Salutare lumea, eu sunt Aspect și bine v-am regăsit la un nou joc pe canal. Asta se numește Need for Speed Payback. V-am spus că o să facem serie cu acest joc. L-am jucat anul trecut și mi-a plăcut foarte mult, așa că let's do this shit. Ia uitați mă pe băieții cum fac curse ilegale pe aici prin deșertul Sahara. Mamă, dar e zici că e asta faze furios. Că tu, eu am deja am câștigat, dar nu știi. Ăsta e Tyler Morgan, e personajul nostru principal. Și ia uitați ce mașini frumoase au ăștia, asta nu știu cum se numește, cred că e un Nissan, cred. Mamă, dar se vede super marfă. E, arată foarte bine și zici că este Fast and Furious, zici, și la fel, e super marfă ca și gameplay. Singurul lucru nașpa la el este customizarea mașinii, adică să-ți bagi tot felul de W-uri la mașină, să-ți o tunezi, asta mi se pare foarte nașpet. Holy shit, ia uitați-mă cum a scos nitro-ul ăla, vedeți? Mamă, cât de blan a fost. Da, deci zici că e ca un film și îmi place foarte mult cum se face tranziția asta dintr-un caracter la altul, așa. Păi e ca un fel de GTA 5, asta ar fi Franklin. Asta e Shen, nu mai știu cum îl cheamă, Shen, nu știu cum neapărat se pronunță asta. Ba nu, cred că Sin, ceva de genul ăsta. Mamă, coai, dar mașina s-o arată dope as fuck, frate. Se mișcă bine. Unele setări le-am pe high, medium și low, adică unele, de exemplu, textura o am pe high. Și restul, mă rog, umbrele le-am dat pe low pentru că nu-mi place să le ții pe medium sau pe high. Nu știu, mâncă din resurse și n-are rost. Asta are un BMW M5 din câte vă observ eu, din câte am observat și la începutul jocului. Și e destul de rapidă și mașinuța sa, dar dacă facem eu știu, diverse upgrade-uri la ea, o să fie și mai bine, pentru că e totuși BMW și deja am intrat într-o mașină. Mamă, dar efectiv în jocul ăsta poți să faci cam orice vrei tu, poți să faci și free roam, poți să faci diverse curse, adică nu te plictisești în jocul ăsta. Că deci ăsta ar fi un break. Deci pe său așa și îmi place foarte mult că faci drifturile foarte ca lumea, adică le faci so smooth. Na. Hopa, și deja am ajuns la distanție, nu? Asta ar fi. Oh, aici ar fi un garaj. Îmi place cum a făcut Tyler acum niște cerculețe. A făcut acum și un screenshot. Opa, cine e ăsta? Nu prea pare deloc prietenos. Nu știu, pare așa, nu știu, dark, așa, știu, ia. Opa, e o fată. Ia, craci. E Lina Navarro. It's dumb, Morgan. You'll be driving the prize. You and your crew better pull this off. See what did I say? Lina. Da, ci că tot să conduci premiul. O să face diverse reparații la această mașină. I'm liking how she sounds, Rav. Asta este Rav. E mecanicul, în caz să nu vă dați seama. Ia, uitați. Painting-ul ăsta arată destul de nașpa. Given enough time and attention, an artist can turn any pile of scrap into a supercar. Da, ci că orice artist poate să transforme orice fel de mașină într-o super mașină, ca să zic așa. Okay, guys. Estetica urâtului, mai pe scurt. Party? Practice. Let's roll. Let's roll. Let's roll this bitch. Cred că o să fie ceva de capul ei. Mamă, mai că e ok mașința să-i rapidă, destul de rapidă, putea să fie și mai. Așa, dar e ok. Ia uitați, doamnelor și mamă, dar driftul ăla cu mașina asta nu prea-mi plac. BMW-ul ăla era mișto, frate, da. Mamă, bă, ce drift mișto ai, că că nu e mișto driftul, dar după aia fac un drift de la mișto. Hai că sunt bun pe explicație, dar poți, de ce să... Ok, de ce să apăs pe space, frate? Oho! Acum trebuie să ajungem în oraș, dar trebuie neapărat să ajung pe primul loc sau e așa gen... pot fac cam orice vreau. Scuze, Lina. Pare că ți-am bulit mașina.
Băi, dar eu nu sunt obișnuit să fac așa clipuri cu jocurile Need for Speed, adică cu curse așa. Și am zis, băi, să-mi dau așa un cele, să vedem cum decurge acest joc. Și vă spun sincer că jocul ăsta este foarte, foarte bun. Adică la capitolul poveste, la cutscene-uri, la astea, e super marfă și chiar... Deci efectiv zici că te uiți la un film, la Fast and Furious. O să vedeți voi despre ce vorbesc în minutele ce vor urma. Și sper să vă placă, pentru că am văzut că jocul ăsta a prins destul de bine la noi în România. Adică am văzut că Maxi Infinite a făcut un, a făcut un milion de vizualizări la, la acest joc. Și în general, jocurile Need for Speed sunt foarte bune și prind la noi oarecum. Depinde dacă face cine trebuie, știi? Că dacă face Aspect, nu prea prinde. Dacă face Infinite, prinde. A, cam așa merg lucrurile, știi? Ca la noi în guvern. Holy mother of God, uite, că am activat F-Sync-ul, fraților, și deja se mișcă mai smooth. Nu știu de ce am impresia că pământul ăsta e low quality, dar nu e așa. Dar așa mi se pare mie, dar... Mamă, dar e două prău jocul ăsta, e foarte mișto. Hai să nu mai dau nitro, că vreau să păstrez treaba asta. Și am jucat și Carbon, l-am instalat acum câteva zile, faptul acum câteva zile, acum o săptămână sau două, nu mai țin de exact. Și am vrut să fac gameplay cu el, dar nu m-a atras deloc, a, efectiv a fost lame. Am crezut că o să fie ceva un fel de Need for Speed 2005, dar n-a fost nici pe, nici pe aproape. Deci eram dezamăgit. Nu știu, personajele mi se par așa, șterse. Acțiunea mi se pare că am trebuit să depart ca să fie acolo o continuare. Mai bine... Mă așteptau, eu știu câțiva ani și făceau unul ca lume. Dar asta e. Dar nu știu, Carbonul... Nu știu, am văzut că pune și Carbonul, dar nu prea... Pe mine nu m-a atras foarte mult. Dacă vi s-a părut un joc foarte mișto, atunci... Atunci și mi-e chedie cu tichie. Hei, ne, you broke it in law. Aoleu, deja m-a ajuns aici, mă. Încerc să vă aș pe voi să descoperi jocul ăsta, să nu prea vorbesc. A, uite mă, că poți să cumperi orice, chiar și norocul. Interesant. Mamă, cu oie, dar mașina asta despre zici că e avionă, pula mea, parcă e din armată, știi? Parcă vinea cu elicopterul ăla de război, știi, și trageți, haide! Sper că s-a zis așa de tare în clip. Mamă, dar eu auzi, zici că sunt în aeroport, ești nebun. Oh, uite mă, ce mașină bengoasă, frate, marș, coaie, ce... Hai că e mașina tare, ia. Ia uitați-mă cum s-a ridicat asta, undeva se cheamă, ventuza asta din spate. Zică ventuza... Nu știu cum neapărat se cheamă asta, că am uitat în scapă. Oho, că să demonstrez că sunt cel mai bun șofer din oraș. Eu sunt cel mai bun șofer din lume, Lina, asta nu știi tu. Și sunt pe care să-ți dovedesc ceea ce știu. Oh, liga, ia uitați, mamă, dar Ifri ador jocul ăsta, băi. Deci nu știu de ce unii oameni urăsc jocul ăsta, dar mi se pare că e foarte tare. Deci e... foarte mișto, îmi place, nu știu, știi, nu, sunt genul de om să fiu mega pretențios la un joc de ăsta de tip racing. Dar, bă, asta chiar a fost bun, știi, bine, toate jocurile au minusurile și plusurile lor, adică, de exemplu, jocul ăsta, singurul minus pe care îl văd eu, sunt chestia asta de abri, știi, cartonașele alea. În rest, pare ok. Oh, uite, mă, mișto, mi-a făcut cum a sărit peste asta. Mamă, $2,000 costă mașina asta, vă închipuiți? Mamă. Hai că avem treabă de făcut, băieți. Acum, ca să înțelegeți ce a făcut noi acum, l-am jefuit pe tipul ăla de la început, care e ăla în cămașă, știi? Și aveam mașina asta. Noi i-am jefuit-o și acum trebuie să o vindem. Deci am organizat un fel de haste, un mini haste, așa. Și sper să fie unul reușit, zic eu, dar o să vedem în clipele ce vor urma. Și poliția văd că vin după noi. Am văzut că poliția e destul de agresivă în jocul ăsta. Ca și în Need for Speed 2005 și totuși, adică dacă aveai, nu știu, număr mare de steluțe, deja, aoleu, era o mare problemă. Și mai ales SUV-urile, frate, deci SUV-urile erau nenorocire, deci dacă te prindea unul, erai mort.
Și nu prea puteai să dai peste cap și doar dacă aveai, nu știu, să spunem 200 la oră sau 300, doar atunci. Dar știi care e faza? Că și atunci dărâmai mașina aia. Și uite mă pe asta cum a dărâmat mașina aia de pulte și n-are nici măcar o zgârietură, băi. Opa, cred că ăla Alex îl cheamă, mi se pare. Mergă că ăla cu mașina, șmecher. Aoleo, doamne. Mamă, și nu prea pot să fac aici. Aaaa, m-a blocat futul. Bă, ești tâmpit. What a joke. Mamă, dar a fost deșteaptă porții aici. Trebuie să recunosc. Adică chiar m-au blocat ca lumea, știi? Dar dacă, de exemplu, eram puțin mai în față la din spate, că ce să mă blochez mai bine. Sau dacă mai eram cu o mașină, m-a bine zis. Și uitați cum se bagă și la mine. Ia uite ce am făcut. Mamă, coaie. Mamă, dispăreți mă de aici, mă, dispăreți că vă spar cu bătaia. Ia să ne băgăm noi, mă, în ăștia. Dacă o să avem ocazia, probabil că o să mă bag. Bine zis. Oh, ligat. Și din nou suntem cu băiatul ăsta, perfect. O, uite mă ce a fentat mașina aia, ați văzut? Da, ci că asta ținem pulsea ocupată, ai de cap, mă, da, amintea nu glumă. Hai că am făcut-o mult și nici măcar n-am ieșit bine din joc și deja gata. Mă rog, pot să ajung aici? A, uite că pot. Da, deci tipul ăsta știe despre noi și a făcut temele, știe unde stăm, știe cine este mama noastră. Și tipul este bine făcut, adică nu-i prost. Nu, asta era, nu. Atâta, mă. Băi, eu am crezut că gata, am făcut cursă, dar am uitat un checkpoint. Cam pe scurtătura handicapată. Gata, frate. What the hell? What have you done? Didn't Rev tell you what's under that hood? My buyers are paying a fortune for it. You'll never get away with this, Navarro. Oh, chica, casa și ăsta transmite salutări. Aoleo, ce am făcut, frate? Deci, Lina ne-a tras pe sfor, asta e faza. Și acum trebuie să evadăm de aici cu orice preț, pentru că poliția este pe urmele noastre și sunt destul, sunt foarte nervoși, știa. Mamă, frate, deci cum de mamă să trădezi așa? Ce târfă nenorocită! Ia, uitați, mamă, bă, dar să-i face dreptul ca lumea. Opa, da, am văzut poliția, frate, stai tu calm, că... Oh, mamă, cât de bâde s-a fost asta, ați văzut cum a zis, că come at me, come at me, maș. Deja pot să-mi dau seama că trebuie să iau pe aici, pentru că drumul este blocat în față. Aoleu, aoleu, aoleu. Și că nu să mă dau niciodată bătut. Wow, wow, ce drift. Mamă, mi-amintesc când mi-am descărcat jocul ăsta pe vechiul meu PC, când aveam i3-2120 parcă și GTX 960, frate, și mergea jocul ăsta foarte nașpa, mai ales prin zona asta, mergea foarte prost, aveam, nu știu, mi se pare că la vreo 30 de FPS-uri. Și, mă, nu pot să zic că 30 de FPS-uri e nașpa, doar dacă, să spunem, nu urcă sau coboară, știi? Dacă să zicem că ai doar 30 de FPS-uri și pe asta le ai, atunci e ceva, dar dacă, de exemplu, mai urcă pe la 40, după care coboară la 20, e foarte nasol. Știi, și eu sunt obișnuit, frate, să am măcar 60-50, dar când cobor la 30, e nasol, nu știu de voi. Și acum, FPS-urile de pe consolă și cele de pe PC diferă, dar nu știu de ce, știi, pentru că 30 de FPS-uri pe consolă e cu totul și totul altă poveste, iar 30 de FPS-uri pe PC sunt crimă, coaie. Deci am jucat, am vrut să joc Witcher 3 cu 30 de FPS-uri loc, și se mișca extrem de choppy, extrem de sacadat, adică
Nu știu, e că foarte urât. E că nu știu cum te juca. Where's the car? Lena Navarro. She played us both and took it for the house. Did she? You're useless tonight. Enjoy prison. Although, you'll want revenge. So will I. Yeah, this will work. You'll be the ace, but I'm the one who holds the cards. What are you talking about? Hear that? Cops are almost here. Go to jail or work for me. Eat, sleep, drive when I say. And when the time is right, you get what you want. Do I have a choice? Tocmai ți-a zis care sunt alegerile, frate. Deci ori ajungi în pușcărie, ori lucrezi pentru asta, una din două. Și asta ar fi prologul, oameni buni, adică să știți cam care este povestea. Și povestea ați văzut-o și voi. I see the knife's edge of control, that split second where I put everything on the line. I see myself winning it all. Morgan! The boss would like his car now! Yeah. I'll be right there. Hai că facem doar misiunea asta și după aia gata, fraților, asta ca să vedeți voi cam cum o să se decurgă lucrurile pe aici. Și damn, jocul ăsta arată foarte pretty, mă. Uitați-vă cum arată, mă, deci doar uitați-vă și voi cum e jocul ăsta făcut, deci n-aveți ce să spuneți cu aia, deci e, la grafică mă lasă rece, deci efectiv e foarte mișto. Imaginați-vă cum ar fi dacă mi-ai băga încă un reshade la acest joc. Opa, are și un nitro, asta ar fi cumva un Nissan, cumva. Wow, coai cum faci drifturile. Ramon the Dispatcher. Asta ar fi un fel de prieten al nostru, nu? Dar nu prea am încredere. Ok. Da, știu, omule, că... Opa, am luat deja? A, nu cred că am făcut. Am crezut că am luat acel speed trap. Îmi place cum ne aduce aminte, știi, de acele chestii, de parcă noi nu știm. N-am jucat niciodată în viața noastră un Need for Speed. Mamă, imaginați-vă cum ar fi dacă ar fi arătat așa GTA 6, frate. Și sunt chiar curios cum o să arate GTA 6, pentru că trebuie să arate bine, adică dacă modurile de grafică pe GTA 5 strălucesc, atunci GTA 6 nu o să mai bă niciun fel de scuză. Nu știu, părea mea. Și nu vreau să fie ceva gen plasat într-un anumit timp, știi, adică, de exemplu, în 1900 sau nu știu ce, frate, în 2028. Poftim, da. Ți-am ales dată, ia-ți-o pe asta. Mă, parcă sunt în California, sau poate că chiar sunt. Ai o cap în the new Bugatti. Ai o cap în the new Bugatti, știi, melodia aia e mișto rău. Ai o cap în the new Bugatti, știu cu aia, știu că am mai jucat. Gata, frate. Ai o cap în the new Bugatti. Ma. Acum vine. Frate, am 134, frate, pe aici, cum vrei să mergi? Să merg cu 100 la oră? Cu 200 la oră, pardon? Acum să te căutați, ești nebun. Și sper să vă placă foarte mult jocul ăsta, pentru că am văzut că v-a plăcut... Need for Speed 2005 și am avut undeva pe la vreo 9 like-uri sau cea de genul ăsta, adică ceva wow pentru canalul ăsta. Și sper să vă placă și asta, nu să vă zic să dați like dacă considerați că merit like, atunci da. Adică dați like dacă nu consider, dacă nu considerați voi treaba asta, atunci nu dați. Sau puteți să dați și un dislike, adică pe mine nu mă deranjează să știi, nu se neapără la like-uri. Contează să vă voi fericiți și restul e ok. Adică să vă bucur, asta doresc, știi, pe fiecare trebuie să vă aduc câte ceva nou. Sau cel puțin încerc și eu, uitați aici, am bulit mașina asta de 1 milion de euro.
now or we'll take it from you. Great chat. Oh. Enjoyed the ride, Tyler. Look, now's not the time, kid. I say when the cards get played. It's been 6 months. Get out. If you so much as manque des blindés, my car, I'm knocking you down the garbage truck, Tootie. Okay, Ty, time to go home. Mamă, cum arată mașina asta? Oh, Dumnezeule. Băi, fraților, și cam asta ar fi cu această parte din Need for Speed. Sper că v-a plăcut foarte mult. Mie chiar mi-a plăcut și să sperăm că și vouă v-a plăcut. Întrebarea mea este și am așa, nu știu, nu știu ce o să fac, știi? Pentru că nu am încă o serie de făcut. Adică ar trebui să am cel puțin două serii. Așa, adică să nu vă plictisez, nu, adică să am numai seria asta de Need for Speed, adică să mai și alte serii. Nu știu ce joc ar mai trebui să mai fac, adică sunt foarte, nu știu cum neapărat să fac, dar o să văd un joc de ăsta mai micuț, poate o să facem un joc retro, că n-am mai făcut de mult, și să echilibrez, știi, că într-o zi să vedeți un Need for Speed, într-o zi să vedeți, eu știu, să spunem un Max Payne 2, pentru că n-am mai fost făcut de mult, și da, și cam asta ar fi cu planul ăsta, deci cam așa cred că o să se decurgă lucrurile pe acest canal. Măi, fratele, eu am fost aspect, sper că v-a plăcut foarte mult acest gameplay și ne auzim data viitoare. Pa, pa!